Salutare, dragii mei prieteni! Astăzi suntem în orașul Cimișlia. Am venit să facem o dedicație specială pentru o femeie extraordinară pe nume Elena Sclăbuță. Iar felicitarea vreau să vă spun că vine din partea fiilor Sergiu și Andrei, a nurorilor, a nepoțiilor. Cei care doriți să faceți o dedicație muzicală, nu vă gândiți prea mult, eu sunt disponibilă pentru toți, pentru fiecare, pentru a aduce frumoasă dispoziție în casele tuturor, dragii mei. Și dați-mi voie să fredonez o melodie frumoasă pentru toți dumneavoastră. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, măi. Le mai scriu câte o scrisoare, că dorul de ei e mare. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Inima mi arde cu pară, mi-e dor de tată și mamă. Inima mi-e grea ca piatra, mi-e dor de mama și tata. Inima mi arde cu pară, mi-e dor de tată și mamă. Dacă vi-e dor de mama, de tata, de cei dragi, faceți o dedicație muzicală specială pentru ei, pentru cei dragi. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez!